avem la Colegiul Național Vasile Alexandrii din Galați. E sâmbătă dimineață și stăm de vorbă cu Cosmin Chiriță, pe care am să-l rog să se prezinte și să ne spună ce caută el sâmbătă dimineață la Colegiul Național Vasile Alexandrii din Galați. Bună dimineața, bine ne-am găsit. Ce bine că ne-am găsit la Galați. Bine ați venit. Ne bucurăm și mă bucur tare mult să fim împreună aici. Ne aflăm la Forumul Merito Sud-Est, pe care îl desfășurăm în Galați. Suntem prima oară aici, ne bucurăm tare mult. Eu mă bucur să am șansa și ocazia de a gestiona proiectul Merito în viața de zi cu zi. Proiectul prin care ne-am propus ca împreună să transformăm meseria de profesor, iar unul dintre mijloacele prin care încercăm să facem asta sunt aceste forumuri pe care le desfășurăm prin țară pentru profesori, cu ateliere experiențiale de învățare colaborativă de la profesori pentru profesori. Adică profesorii din comunitatea Merito organizează și facilitează voluntar și gratuit aceste ateliere pentru profesori din public. Spui că v-ați propus și, bine, recunosc că ne-am propus împreună să transformăm meseria de profesor. În ce o transformăm? Foarte bună întrebarea, pe care evident că ne-am pus-o și noi de multe ori. Și încercăm să explicităm asta din ce în ce mai bine. Ne-am propus să o transformăm, spunem noi, în sensul de a o recredibiliza și de a o profesionaliza. Adică să-i creștem statutul și, de pildă, asta înseamnă ca absolvenții performanți de facultate din zilele noastre să vrea din ce în ce mai mult și din ce în ce mai mult să acceadă în profesie, să devină profesori. Și asta e un mod de a-i crește statutul și de a-i crește dezirabilitatea, dar și, de pildă, profesorii din sistem să fie recunoscuți, să fie mai apreciați, să fie mai respectați, sau munca lor să fie mai respectată de către toate, pe toate palierele, începând de la autorități și până la, pur și simplu, publicul, la părinți, societate în general. Asta e un aspect, să zicem. Al doilea, cel de a o profesionaliza, înseamnă, de fapt, a aduce expertiză în sistem. E destul de bine cunoscut că în momentul ăsta formarea inițială și continuă, așa cum o numim, a profesorilor, suportă îmbunătățiri, să zicem. Drept pentru care am descoperit că, de fapt, profesorii au nevoie, pe lângă contextele astea de recunoaștere și de încredere, au nevoie și de contexte în care să vină împreună, să învețe împreună, să schimbe practici validate, să efectiv să-și îmbunătățească practicile de la clasă. Și atunci o profesionaliza înseamnă ca o masă critică de profesori, și aici cifra cheie este 50.000 până în 2035, să capete acele abilități, competențe de care au nevoie ca să cultive mai departe competențele secolului 21 ale elevilor, de care știm cu toții că e nevoie și la rândul lor mai departe au nevoie în societate. Deci cam la asta ne referim prin a o profesionaliza, prin a dezvolta experți practicieni în sistem, a aduce nivelul profesorului român la nivelul profesorilor din sisteme de referință, dacă ne uităm în zona internațională, și la tendințele profesiei în lume. Ai menționat un număr de 50.000 de profesori până în 2030. Te întreb câți profesori din acești 50.000 sunt înscriși la atelierele de astăzi de la Galați? Aici la Galați, din cei 50.000, avem aproximativ 200 de profesori, dar și elevi și părinți, căci atelierele se desfășoară și pentru elevi și pentru părinți, și sunt aproape 200 de profesori din regiunea, spune, e foarte bine denumit Sud-Est, pentru că, de fapt, s-au strâns aici profesorii din la ateliere, participanți la ateliere din Constanța, Tulcea, Galați, Vaslui, Vrancea, Brăila, Ialomița și nu numai. Deci e, de fapt, un forum regional, ceea ce ne bucură. Iar profii din comunitatea Merito sunt veniți de prin toată țara. Brașov, București, Focșani, Iași și nu numai. Pe lângă, evident, gazdele noastre din Galați de aici, cărora le mulțumim. Ca structură, azi seară am avut deschiderea festivă, care a fost transmisă pe toate canalele, pe canalul YouTube al Casei Corpului Didactic din Galați și de l-ați preluat și voi pe proiectul Merito. Aseară s-a desfășurat deschiderea, care de fapt a fost o sesiune plenară
Și aș vrea să te rog să amintești cine au fost vorbitorii cheie de aseară și cum, câte ateliere sunt astăzi și cum se desfășoară acestea. Aseară, evident, pe lângă deschiderea și cuvântul de bun venit al gazdelor și profesorii din comunitatea locală care ne-au primit așa frumos cu brațele deschise, am avut și sesiunile plenare facilitate sau prezentate de, pe de-o parte, de Mariuca Talpeș, care este liderul și inițiatoarea proiectului Merito, care a avut o intervenție despre profilul profesorului expert și caracteristicile acestuia, care reprezintă un soi de vis al nostru, cam unde am vrea să ajungă profesorii din România. Sincer, la asta mă gândeam aseară când mă uitam la prezentarea Mariucăi. E un vis frumos. De fapt, despre asta e. Cumva așa se traduce și mai bine obiectivul ăla de profesionalizare, adică a transforma profesorii din sistem sau cel puțin a contribui la formarea lor în profesori experți pe diverse teme și care au, de fapt, calitățile, caracteristicile, atributele unui expert pe domeniul lui. Adică nu mai sunt doar practicieni cu experiență pe care o aduc la clasă, ci de fapt și cu multă fundamentare științifică în spate. Și sunt cel puțin 16 atribute ale acestui profesor expert pe care Mariuca Talpeș l-a prezentat aseară. Iar secvența ei a fost urmată de sesiunea facilitată de Anca Nedel cu profesorul universitar la Universitatea din București, la Departamentul Științelor Educației, care ne-a vorbit despre profesorul reflexiv. Adică fiind și tema forumului Merito Sud-Est, profesorul reflexiv, activ și autonom. Adică ce reprezintă, definește, determină un profesor reflexiv, cam care sunt comportamentele lui și de fapt la ce ne ajută reflexivitatea în activitatea didactică și de fapt și cum o cultivăm mai departe. Este foarte mult despre a-ți pune întrebări cu sens, și de fapt de a cultiva curiozitate, cum ziceam, reflexivitate, care ușor, ușor duce de fapt la gândire critică, de care avem nevoie cu toți. Și astfel Anca ne-a inspirat în direcția asta și cu întrebări cheie foarte bine punctate, dar și surse bibliografice, pentru că nu e doar despre inspirație și despre așa fărâmele, se spune, pe care le luăm de aici, de la forum, inclusiv din atelierele care se desfășoară azi, și despre o muncă continuă, despre ce rămâne după ce încheiem noi azi la finalul zilei de sâmbătă. Cosmin, eu aș vrea să te întreb, acum nici nu putem întâlnia foarte mult cu acest interviu, pentru că ne așteaptă treaba afară. Da. Ce a rămas de spus? Ce mai ai să ne spui? Și nu te-am întrebat eu. Nu știu dacă a rămas neapărat nespus, dar probabil merită nespus. E că, sigur, noi ne desfășurăm sub umbrela proiectului Merito, care e un proiect și o inițiativă a Fundației Romanian Business Leader și în esență al mediului de afaceri. Și anual premiem profesori valoroși, dar de fapt comunitatea națională Merito e mult mai mult de atât. Spunem de fiecare dată și credem în asta că profesorii Merito, laureați în proiectul nostru, sunt doar cei la care avem șansa să ajungem punctual, anual și pentru că, na, din păcate nici nu avem capacitatea să ajungem la toți profesorii care ar merita premiați, deși încercăm asta. Dar, de fapt, ce facem prin aceste forumuri este că extindem, lărgim comunitatea națională și, de fapt, coagulăm, închegăm comunitatea profesorilor care învață împreună. Cheia, de fapt, este aici, la învățarea colaborativă. Avem nevoie de învățare consistentă sau mai consistentă în cancelarii și avem nevoie de colaborare puternică în cancelarii. Și sunt două comportamente, să le zicem, care noi constatăm că sunt insuficient înrădăcinate în momentul ăsta, sunt insuficient practicate între profesori. Și, de fapt, în contexte de genul ăsta, cum e și al nostru la Merito, cum ziceam, întărim comunitatea profesorilor care învață și e și o invitație sau un îndemn, dacă ne îngăduiți, către profesori de a angrena contextele alea în care să învețe împreună. Chit că se întâmplă la Merito, chit că se întâmplă prin alte organizații, contexte sau pur și simplu informal în școlile lor, e un element extrem de important și, de fapt, învățarea se produce cu atât mai puternic
în ceea ce numim peer-to-peer education, adică de la egal la egal. Constatăm că învățarea profesorilor funcționează probabil mult mai bine în contexte din astea în care sunt împreună profesori din mediul preuniversitar, decât, să zicem, în formatul clasic, master, cursuri formale și așa mai departe, unde, să zicem, adică de obicei se întâmplă de la universitari către preuniversitari. Și, Doamne ferește, nu spunem că acolo n-ar funcționa, e, cum să zic, cred că de fapt formele astea sunt complementare. Dar ceea ce credem că ajută ca învățarea să, cum să zic, să rămână, să se stabilizeze, sunt și contextele astea din cancelarii, din grupuri informale în care oamenii vin împreună. Mulțumesc tare mult! Eu mulțumesc! Și că ați venit la Galați cu merito. Noi mulțumim că ne desfășurăm aici. Și că cu mare drag și cu mare interes. Mi-am dorit chiar să veniți aici, știi foarte bine. Îți mulțumesc pentru timpul acordat și îți doresc mult succes în continuare. Mulțumim! Că avem nevoie, da, și de fapt ne prinde bine tuturor și să ne fie pentru învățare cu spor și rost. Pe așa să ne fie. Împreună transformăm meseria de profesor. Așa să fie. Mulțumesc, Cosmin. Și noi.